Ce ai putere
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post?
de biserica cu slujbele cu rost. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel sminutit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel sminutit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vin de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine cum le-a spus, cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri de satana cel sminetit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț și îi trage în rătăcile mai pe toți. De satana cel sminetit, ce pe creștine i-a amăgit ca un și îi trage în rătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe sate a dobândit, formând sectea măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, fulind preoția și lumea.
de Satana cel smintit, dușmanul tău. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită, să n-o uiți, că izvor de viață de la Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și adevărul este unul pe pământ. În ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător, azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobne de mâini, o mână de țărână, tu mai ești. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobândești. Mâini, o mână de țărână, tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost, se va schimba pe al vieții rost. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la tot ziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri
și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 10 iunie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților mucenici Alexandru și Antonina. Aceștia erau din satul Codramul, unde Sfânta Antonia petrecea viața ei cu curăție și cinste. Fiind însă prinsă de conducătorul fest și nevrând să se lepede de Hristos, nici să slujească demonilor, a fost băgat într-o casă de desfrânare. Și stând acolo fără să mănânce 3 zile, i s-a arătat noaptea lumină și făcându-se tunet mare s-au deschis ușile casei și s-a auzit glas din cer către dânsa, îndemnând-o să se scoale și să se ospăteze. Deci mâncând, a ieșit iarăși și a stat înaintea conducătorului și, neplecându-se a jertfi la idoli, a fost călcată în picioare și bătută cu sabie de lemn. Și iarăși fiind adusă la casa cea de desfrânare, în care prin descoperirea îngerului, intrând Alexandru, care din pricina vârstei lui tinere, se făcea și se arăta că mergea pentru păcat, a scos pe ascuns pe Sfânta din casă, acoperindu-i capul cu haina lui, iar el a rămas acolo. Peste puțin, vădindu-se lucrul de către unii slujitori care voiau să rușineze pe Sfânta, a fost adus Alexandru la conducător. Și întrebându-l pentru ce a făcut lucrul acesta, n-a tăgăduit, ci a mărturisit pricina cu însăși gura sa și a fost bătut cu sabie de lemn. Apoi, prinzând și pe Sfânta, li s-au tăiat degetele mâinilor și ale picioarelor și, ungându-le trupurile cu catran, le-au dat brânci într-o groapă cu foc și acolo și-au luat fericitul sfârșit în ziua de 3 mai a anului 313. Și se face prăznuirea lor la 10 iunie în mănăstirea ce se zice a lui Maximian, care este în Constantinopol, unde se află sfintele lor moaște, din care izvorăsc multe minuni și tămăduiri. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Timotei, episcopul Prusei, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Canid, tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Teofan și Pansemina. Cuviosul Teofan era din cetatea Antiohiei, născut din părinți păgâni și răucredincioși, și însoțindu-se el cu femeie și 3 ani împreună viețuind, aceea s-a mutat din viață, iar el s-a lipit de biserica lui Hristos și a primit Sfântul Botez. Și făcându-și o chilioară mică aproape de oraș, s-a închis în ea, curățindu-se prin toate cele ce știa că folosesc spre desăvârșita și întreaga îmbunătățire. Deci fiind înștiințat despre oarecare desfrânată publică, Pansemni, numită așa pentru că multora se făcuse ea pricină de pierzare, cuviosul făcând rugăciune și dăruindu-se pe sine lui Dumnezeu, a ieșit din chilie și s-a dus la aceea căreia i-a vorbit câte erau de trebuință, a plecat o femeie rea și desfrânată ca să-și lase petrecerea ei și să treacă la viața înfrânată și cinstită. De aceste cuvinte, luminându-i se ei mintea și în umilință venind, a primit Sfântul Botez și după ce și-a rânduit cele ale sale, a urmat fericitului Teofan, care închinzând-o în chilia sa, a făcut-o pe ea lucrătoare de tot felul de bunătate, căci atâta a bineplăcut lui Dumnezeu,
încât și demoni izgonea și felurite boli vindeca, și viețuind împreună cu cuviosul Teofan, un an și două luni s-au mutat către Domnul. Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Apolon, episcopul, și pomenirea Sfântului Alexie, episcop de Bitinia. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.